Doar în câteva cuvinte, istoria acestei extensiuni, acestui proiect drag nouă, acestui proiect de succes care continuă să ne aducă satisfacție. Domnule profesor, domnule decan, domnule mentor, vă mulțumim pentru că în 2013 ați acceptat să mergeți într-un loc necunoscut, acolo unde nu știam nici ce urmează să facem și nici cum va fi. Doamna decan, vă rog frumos să veniți lângă noi. La momentul respectiv eram director general și mă ocupam de extensiunile universității și doamna decan a fost alături de noi în dezvoltarea acestei facultăți peste granițele țării. Domnul profesor Dinu Ciprian, domnule prodecan, vă rog frumos să veniți alături de noi. Să ne aducem cu toții aminte cum mutam băncile în sediile facultății când nu reușeam să dimensionăm spațiul corespunzător pentru un anumit număr de studenți. Munceam de dimineață de la ora 8 până seara la ora 10 și seara când ajungeam în cameră ne puneam întrebarea de ce o facem din dragoste pentru meseria pe care o avem, aceea de cadre didactice. N-am să-l uit în cele din urmă pe domnul Romeo Giovanni. Te rog frumos să vii alături de noi. Partenerul care ne-a îndrumat și ne-a învățat cum să ne comportăm și cum să discutăm cu colegii italieni. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră, cadrele didactice care sunteți aici, eu vă mulțumesc pentru că fără dumneavoastră noi nu am fi putut să mergem mai departe. Fără munca pe care ați depus-o, fără avioanele pe care le-ați pierdut, fără statul prin aeroporturi, fără tot ceea ce ați făcut pentru acești copii, acești absolvenți, noi astăzi nu ne-am fi aflat aici în fața dumneavoastră. Da, este un proiect de suflet al Facultății de Medicină și Farmacie din Galați, al Universității Dunărea de Jos din Galați. Este un proiect de suflet al meu, pe care l-am început cu acești oameni alături în 2013 și cu mulți alții pe care nu pot să-i menționez astăzi sau ar fi prea mulți ca să-i menționăm astăzi. În schimb, la momentul respectiv lucram pentru universitate și mă ocupam de zona de extensiune. Astăzi mă ocup de municipalitate. Iar dumneavoastră, dragi studenți, dragi absolvenți, căci deja de astăzi sunteți absolvenți, din câte am înțeles. Vă felicit pentru parcursul dificil. Am avut o perioadă de grea încercare în momentul în care am deschis, o perioadă extrem de dificilă cu pandemia. Ați avut un examen și multe examene pe care le-ați susținut. Urmează un examen și mai dificil mai departe, dar eu sunt convins că veți reuși. Dumneavoastră nu sunteți doar studenții noștri. Sunteți și ambasadorii Universității Dunărea de Jos și ai acestui oraș, ai orașului Galați. Vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră. Dottore Antonio,
Sacrificii ne-a permis să înfruntăm acest drum dificil. Și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc foarte mult și doamna Mihaela Cazan, care ne-a fost ca o figură maternă la noi de-a lungul anilor, dar mai ales însositoare în aventurile noastre. Mă bucur să mă aflu astăzi aici alături de colegii mei, în această zi importantă, în ciuda sușurilor și coborașilor, am reușit să ne ducem toți la bun sfârșit această călătorie, iar acum începe un nou capitol al vieții noastre. Conștienții de care este o misiune care ne-a fost încredințată și pe care am ales-o toți împreună. Vă mulțumim și mult succes, colegi! Toate aceste premii, știți foarte bine, se decernează anual la Stockholm. Face, știți, doar premiul Nobel pentru pace care se acordă la Oslo, la Paragorici. Între anii 1901-2009 au fost acordate total 537 de premii Nobel în toate domeniile, inclusiv în economie. Unui număr de 829 de laureați și organizații interesante. Cel mai tânăr laureat a primului Nobel, îl vedeți acolo, la 25 de ani. Voi ce vă stăveți? Puteți primi primul an. A fost Lawrence Krenn, care în 1915, la doar 25 de ani, a primit primul Nobel pentru fizică. Leonid Purgin este cel mai vârstnic care a primit la 90 de ani premiul pentru economie. Păi nu trebuie să așteptat la 90 de ani, dar vă rog. Și pentru că am de-a face cu Italia, îți mă bucur bine cu ei. Și voi prezenta premiați Nobel Italia. Și mai ales în domeniul medicinii. Daniel Bover, farmacologist italian, Corina Berchiana, a primit premiul Nobel pentru fiziologie și medicină. Pentru descoperirea unor substanțe medicamentoase care blochează
ați Bogi, avântul, nu? Da? Biologia celulară. El este Camillo Golgi, medic obisnuit italian. În 1906, împreună cu Santiago la Monica Hart, primesc premiul Nobel pentru medicină pentru cercetări în domeniul structurii sistemului nervos. Salvador Luria, împreună cu alții, primesc premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1969 pentru descoperiri referitoare la mecanismul replicării și structurii genetice a virusului. Suntem la modă. Silvenție, COVID. Renato Durbeco a fost biologist, dar a primit premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pe 7-5 pentru că a descoperit oncovirusul. S-a procurat de diabet, dar nu știam de insulină. Pentru că până nu s-a descoperit insulina, nu puteam trata diabetul și diabetul se decedau la vârste foarte precoce. Numai că, și aici e cu sumă, el a publicat descoperirea lui în reviste din Franța. La un an după el, un an și jumătate, Bendig și Best, doi cercetători canadieni, au descoperit și insulina și au publicat în America. Și Fundația Nobel n-a citit publicații franceze și a dat Bendig. Voi știți cum e să repar un lucru când ai greșit. Și în 69, Fundația Nobel cere scuze. Cere scuze. Paulescu era mort. Un alt român, George Emil Balade, a primit în 1974 premiul Nobel pentru fiziologie. El a fost profesor la București, la Universitatea de Medicină din București. A plecat după aceea în Statele Unite, era un mare cercetător și a descoperit organite celulare, ribozomul. Și a primit premiul Nobel. Și, în final, premiul Nobel în anul 2000 va fi sigur un absolvent de la ea. Odată admis. Printre membrii profesiunii de medic. Mă angajez solemn. Să-mi consacru viața în slujba umanității. Voi păstra profesorul mei. Respectul și recunoștința care le sunt datorate. Voi exercita profesiunea cu conștiință și demnitate. Sănătatea pacienților va fi pentru mine obligație sacră. Voi păstra secretele încredințate de pacienți chiar și după decesul acestora. Voi menține prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiție a profesiunii de medic. Colegii mei vor fi frații mei. Nu vă îngădui. Să se interpună. Între datoria mea și pacienți. Considerații de naționalitate. Clasă. Religie. Partid sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană. De la începuturile sale. De la începuturile sale. Chiar sub amenințare.
Și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale, contrar legilor umanității. Fac acest jurământ. În mod solemn. Liber. Onoare. Jur. 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 Arrivederci. Sunt copiii noștri de la Galați, italieni, vorbesc foarte bine limba română, ați văzut? Se poate învăța și limba română și sunt foarte mândru de ei și îi aștept să vină la rezidențiat în România, dacă vor, și sunt sigur că o parte dintre ei vor veni, pentru că în România rezidențiatul se va da în luna noiembrie, anul acesta, iar în Italia în luna iulie, anul viitor. Și i-am sfătuit să dea în ambele locuri ca să aibă mai multe șanse. E a doua promoție a facultății noastre și au fost 20 de absolvenți, dar vă anunț că anul viitor vom avea 42 de absolvenți, deci acum în anul 6 aflați, și după care vor fi peste 70 de absolvenți în fiecare an de acum încolo, pentru că a crescut numărul de admiși la la sesiunea de admitere. Deci a crescut numărul de la 50 cât erau inițial până la 85. A fost foarte greu. Acum când mă uit retro înapoi, nici nu vine să cred. O școală de medicină la Galați, care n-a fost niciodată. O școală doctorală avem acum, care n-a fost niciodată. Și extensiunea e prima din țară de la noi. Și acum am mai înființat și Târgu Mureș, dar ei predau în engleză, în Germania, pe când noi predăm în limba română. Pentru mine e o mândrie. Mesajul este să muncească. Terminarea unei facultăți nu înseamnă că cunoști meseria. Îi așteaptă o viață lungă, cu multe probleme și trebuie să învețe zi de zi pentru a se comporta cât mai uman și avea rezultate deosebite. Sper ca să fie un medic bun și ca pacienții mei să bucur de mine. Am făcut un percurs foarte frumos cu Universitatea Dunărea din Galație.